iert, las-mă ierte și e pe mine. Las-mă aibă și e pe mine de mamă. Dacă vreau să știu, dacă nu vreau să știu, am să aibă și eu mamă. Lasă-mi spui că nu ești mamă, cum îți știe. Ești un hoit, un puțet. Fica dumneavoastră așa vă spune. Îmi zic că mă mănânci în cerni. Poate vine vremea și când am venit acasă, mă găsă mă, mâncând cerni. Lasă-mă găsească, dar eu nu mai pot ieși în medic, atâta rău, atâta e greu pe zâmbi, că n-am cu mă prâng. N-am frate, n-am surori, n-am părinți, n-am pe nimeni. Sunt nevăzătoare din 2020 până în timpul de față. Sunt 4 ani. S-au nevăzat copiii din mine de atâta de la bogățiile astea, care nu sunt mai satru nimeni. V-a bătut fiica dumneavoastră? A fost. Dar cum e posibil așa ceva? Când deja erați nevăzătoare? Da, când am fost nevăzătoare. Fica sau și nepoță v-a bătut? Nu, ei mă târie eu, că eu am ieșit prag, am ieșit la prag și strigam ajutor. Și ei mă târie eu în tăti părțile și mă aduc în casă, nu strig, să răcnesc. Domnul Andrian, eu spun la tot lumea să mă audă, tot pământul, tot Europa să mă audă. N-ar să o plătească, femeia ar să ducă. Dar eu atunci am să-i fac sineucid. Eu vă spun serio, am să-i fac o insulină și am să mor. Nu vorbiți că, așa. Așa, vă spun cinstit, că așa ar și mă. Asta la mine de mâncat până de mult. Cate și riu n-am. De operații nu vreau să-i fac, că n-ar de unde. Da, eu cred că n-ar de unde. Dar eu vreau să văd cu ochii ei. Vreau să văd. Dacă aș fi de ei, eu n-aș avea nevoie de ajutorul ei. Niciodată n-aș avea de ajutorul ei. Eu tare mă rog la lume, tare mă rog la oameni cu suflet mare să gândească să mă pot ajuta și mă rog la Dumnezeu. Tare mă rog. Bine v-am găsit! Astăzi vă povestim istorii de viață care merită vorbite. Alături de mine se află doamna Marina Crâșmaru din satul Volovița, raionul Soroca, care, din păcate, acum 4 ani și-a pierdut vederea total. Doamna Marina, bine v-am găsit la dumneavoastră acasă. Bine ați venit! Știu că aveți o viață în întuneric, așa să-i spunem, de 4 ani vă chinuiți, sunteți nevăzătoare. Da. Sunt nevăzătoare din 2020 până în timpul de față. Sunt 4 ani. Da. Da. Vreau să vă întreb, unde v-ați născut dumneavoastră și unde ați copilărit? M-am născut în satul Inundeni, raionul Soroca. Copilăria mea a fost la Volna, dar tot copilăria mea s-a petrecut la o școală internat. La o școală internat, de la Șpânălă. La ce vârstă v-au dus părinții? La 8 ani. De ce? A fost greu din partea la școală, că era școala ori la Volovița, trebuie să mă arpim pădure să mă duc, sau la Vasălcău. Și n-avea posibilitate atunci, nu era cum am este taxiuri, marșruți. Uh-huh. Dar era căruță pe atunci. Dar părinții mei nu au avut căruță. Și eram eu, dar după mine mai aveam încă doi frățuori mici. Și nu era posibilitate să învăț alături de părinți și eu. Și m-au dat la școala internat. Dar câți copii ați fost în familie? Noi am fost 12 copii. Dumneavoastră ați fost? Penultima. A doua de la urmă. Da. Și nu au avut părinții posibilitate să vă țină lângă ei. Da. Și v-au dus la casa internat. Da. Cât de grea a fost pentru dumneavoastră ruptura asta de lângă părinți din familie? Foarte grea. Cum ar și o hrincă de pâine, când o tai și nu o poți liti înapoi. Așa și dispărțirea de părinți a fost. Dar mama v-a spus că, Marina, uite, eu te duc la casa internat, da. Sau ce v-a spus? Mama, când nu i-a spus că îi duci la școala internat, mama a zis că m-a întrebat, vrei la școală? Eu a zis că da, vreau, care copil nu vrea să duc la școală. Uh-huh. Și m-a dus mama la școală, la internat, la Văscăuț, în satul Văscăuț. Când m-a lepădat mama la Văscăuț pe mine, a spus așa,
Mama îți duce și răbdi vine, mușa, vine înapoi. Și eu, uitându-mă pe fereastră, tot au așteptat 8 ani de zile, tot așteptam pe mama să vie. Dar în timpul vacanței nu vă luați? M-am luat numai vacanța de vară. În vacanțele astea, de multe ori mama și poate și uita să vii mai ei. Dar dacă îi scriem, mamă, cu vreo 2 săptămâni, 3 săptămâni înainte, îi spunem, mama, ia ca pe data cu tare, cu tare, avem vacanță. Și dacă aveți, sărmana, posibilitate, vine și ne lua. Dar dacă nu avea posibilitate, așa și ședem în vacanță la școală. Da. De la 8 ani până la 16, 15. Da, ați da, acolo. Da. Ce viață ați dus acolo? Cum era viața de la internat? O, tare grea, tare grea. Când ai o durere și ceva, n-ai cui să te plângi. N-are cine tine lui. Câteodată îți vine așa, așa dureri mari, că ai vrea, nu știu, cum ți-ar și sete de apă vara, dar așa dor de mama, de casă. Uite așa. Cum erați alimentați? Ce mâncați acolo? Foarte rău. Vremea și când am învățat eu foarte rău. Păi și acasă de ovăz cu murdării de la cioariș, borșul când îl dădea era curechiul nispalat, mirosea murături. Nu era posibilitatea câteodată, când îmi dădea nouă câte o cotletă, câte o pârjoală, a punem așa, 2 hrești de pâine de sub și 2 hrești deasupra. Ca să nu simțiți gustul de pârjoală? Ca să ne săturăm. Uh-huh. Și-mi sătui. Dar cum se comportau cu voi, doamna Marina, acolo? La școală? Educatorii, da. Nu erați bătuți? Eram pedepsiți, de exemplu, dacă prinem nota 2, eram pedepsiți, bătute, de multe ori. Avem învățătoarea noastră care era, Dumnezeu să o ierte, dar vreau să spun că era aspră. Avea un arătător, când străge câte un arătător de așa pe mâini, și de vânătăile câte o luni de zile. Dumneavoastră mi-ați povestit ceva mai sus, înainte de a începe interviul, că ați fost odată bătut că nu ați vrut să mâncați pierșeala cu murdării de da, la... Da, și m-am băgat cu capul în cașa și aia, așa mă... Și eu m-am zmușit din mâinile ei, am aruncat tăi de pe masă și a ieșit afară. Pe urmă, n-avem unde să mă aduc, totul n-a trebuit să intră în clasă. Și când am intrat în clasă, ei atunci am pedepsit pe militari, eu avem păr mare. M-a apucat de chică, m-a bătut cu capul de masă, de tablă și m-a pedepsit aspru. M-a pedepsit, am spălat podelele în clasă o luni de zile. Dar da. Cum a fost asta? V-a dat cașă, terci să mâncați, da? Și ați văzut murdării de murdării la șoareci. Da. Și n-am putut. Eu sunt de firea mea grețoasă până în timpul de față. Și eu n-am putut să... Și i-am arătat, zic, Mare Constantin, ia uitați-vă și... Că nu pot să... Când mi-ai zis, că trebuie să mâncăm tăt. Dar dacă nu putem să... Când am văzut murdășe, cum pot să mănânc? Eu zis că... Așa și ne-au zis atunci. Dar și nu poți să alegi? Și acasă mâncai mai bine? Da. Acasă poate și mâncam și mai bine. Că mama avea animale vite, păsări. Și era și mâncat de... De acolo, aiesea nu erau. Doar pe dumneavoastră v-a dus la internat sau și pe alți frați? După mine au mai venit, când eram eu prin clasa 6-a, mai adus 2 frați. Dintre care un frate e frate drept cu mine. Dar a doilea mama l-a crescut de la sora mea, l-a crescut Dimitel, i-a dat sânge la doilea. Era nepot. Dar ceilalți frați unde au învățat? Au făcut carte ei? Sau? Da, da, făcut. 8 clasă, nu mai mult. Că atunci se vede... Că era vremea și cu 8 clasă. Care avea 8 clasă erau învățați. Da. Niciodată n-ați învinovățit-o pe mama, pe tata, că v-a dus la internat? Pe tata câteodată ne-era șudă că el pe mama o obișduie, o fugărie, o bătie, mai în scurt. Dar pe mama nu. Ca mama scumpă, până în ziua de azi, îmi fac rugășiunea de seară și o pomenesc pe mama, pe măicuța mea așa sfântă. Că e mama avut grijă de noi, că ei ne-au dat viață. Mama mea e icoană sfântă. Da, da. Când am cusut costura pe Maica Domnului și Iisus Hristos, ca pe păreti, eu cosăm și plângem și spunem că asta pe mama mea, o pun să o am pe păreti. Mama mea a fost o femeie tare bună.
Și nici eu fost de ajuns pe dânsa. Și la urmă a luat-o la mine și am ținut-o. Am căutat-o pe mama mea. Nimănui n-am dat-o, că măcar puteți să o iei și alții. După ce ați terminat internatul, ați absolvit internatul acolo la Văscăuț, v-ați dus undeva la învățat mai departe? Nu m-am dus la altă parte să învăț, că nu ne-a dat voie să mă duc să învăț, dar m-am dus și am terminat clasa 9 și a 10, după asta m-am dus la Soroca, la cooperativul Cilișii și am întâlnit de bucătari. De ce m-am dus? Puteam să mă duc și la altă profesie. Pe mine școala, internat, m-a dădit la Orhei să învăț, că mulți fiete de-a mele care am învățat împreună, au învățat de moașă, de la Orhei. Uh-huh. Dar pe mine nu m-a dat cu zis că trebuie să acasă, cum frate avea copilul meu tel și trebuie să-i... Mai scurt, fratele meu a promis ca să mă facă master la fabrica de... Cusut? Da. Și cât am putut, am ținut... fata, pe urmă m-a dat, am venit acasă și am zis că nu șed degeaba, m-am dus la cooperativul Cilișii și am învățat de bucătari, că tare, zicem așa, că am să învăț de bucătari și am să lucrez și am să mănânc, am să fac mâncare și am să mănânc ce și era poftă. Să mâncați săturate. Da. Pentru că n-ați avut parte la internat de asta. Da, da. Și de câte ori, chiar de multe ori când vedem un cerșător, totdeauna îi dădem ca să poată să cumpere și el ceva, că eu știam, cred, cât e de greu când nu contează, nu conta că e țigan, că e moldovan, că... Nu știu cum să vă spun, dar tare greu ne-a fost. N-am avut să spun ca alții cum povestesc cu autocopilărie, așa, ori așa. Eu am vrut să devin stewardesă după 8 clasă, să mă duc, după, și după 10 clasă, tot, eu tot așa și-am ținut. Mm-hmm. Dar nu ne-a dat voie să mă duc. Mama a zis că nu, asta nu ți-i profesie, să zbori pe sus, cum aveai ei imaginație, că cu Dumnezeu să dau mâna. Da. Dar dumneavoastră de ce vă doriți să deveniți stewardess? Așa îmi plăcea că eram la școala internat și când zbura avioane pe sus, dar eu zicea că și eu în avion, aș zbura pe unul de casa mamei mele și aș vedea eu și face eu o gradă sau unde, sau poate e fugărită de tata. Tare mult nu i-a ajuns mama mea lângă mine. Și 8 ani de zile cât am catat-o, parcă îmi părea că aș cata-o și încă 80 de ani numai ce lângă mine. Și am un lipsăște în ea. Tot vremea zic, Doamne, cât de puțin i-ai dat-o pe mama lângă mine, cât de puțin. Chiar de unde îi zice, puicuță. Eu stat la dumneavoastră ultimii 8 ani? Da, la mine că au luat la mine că nu avea cine să aibă grijă, că eu mă ducem în sat de 2 ori pe săptămână la mama. Dar ați fost 12 copii, cum nu avea nimeni? Da. Altul ziceau că, dar și nu-a dat nici mama. Altul zice, dar și nu-a făcut nici mama. Dar eu mă, numai atâta zic, e destul că ți-a dat viață și e destul că ți-a palat izmânuțele să te iubi păduchi. Da, și era sătui, vremea erau sătui, că am fost să-i dăm încoașe și eu, când era mama, coșie, plășinte, întâi coșie un cuptor de pâine și apoi coșie un cuptor de plășinte de 16 tăvăli. Vă închipuiți? Da, dar ca să ajung la toți. Da. Și mama sângurie, că vai de capul ei, vai de capul ei cum era. Ei era obișnuit de tata eu. Tata a fost un om văzut pentru alte femei, dar nu pentru mama. El nu mai știe să-i facă mamei copchii și cu atâta. Dar nu știe că trebuiește din calțat, din îmbrăcat și un altă. E ca asta. Și de ce ați adus-o pe mama aici, că n-avea cine să aibă grijă? N-avea cine și nici era greu să mă duc în sat întotdeauna. Și am adus-o pe mama la mine. Întâi și întâi m-a dus-o că avem apartamentul în oraș. Și tătă vreme zice, Doamne, așa m-am săturat în cușca asta, șed. Și zic, mamă, e că eu, noi îți cumpărăm mamă casă și ați ținut în sat cu mine. Când am adus-o prima dată așa, ei erau în câmptiere, așa era de bucuroasă că... E frumos loc aici la dumneavoastră. Da, da, am o demnare și ne îngrijă tare multe flori avem. Eu grăiem cu florile înainte, dar unii și nu știu ce flori ne-au rămas în grădină, o gradă asta. Și toată vremea când mă duc, mă ies afară, mă primlă.
mă duc și creez cu orice floare și le spun cât de, pare, cât de tare îmi pare rău, că nu pot le vedea, nu le pot vedea când înfloresc. N-are cine le îngrijește, n-are cine și ele parcă și mă înțeleg. Dar mama dumneavoastră cu cine a rămas în sat acolo și trăia? Eu, când e trăie în gospodărie, ea. Uh-huh. Dar cine stătea cu ea în ogradă? Fratele și al mai mitel. Și avea el grijă de ea? Nu, mama încă era pentru dânsa, dar noara, adică cumnata, o obișnuită cu mama mea. Și în sat se vindea o căsuță acolo. Și eu m-am dus și am cumpărat casa. Și am dat-o pe mama deoparte, sunt și obișnuită. Și nu vrem să am cumnata, cu fratele meu să am probleme, să-l obișnuiesc, când era, îmi părea rău de dânsul. Și am dat-o pe mama deoparte. Era tot așa de fericită și bucuroasă. Noi o ajutam, eu cu bărbatul ne ajutăm pe mama. Eu mă aducem și îi prășăm, îi punem în pământ, îi fășim tătine și tățele. Eu tătă iarna îi cumpăram mamei lemne. Dumneavoastră aveți grijă? Eu am avut grijă numai eu de mama mea. Din contra, eu și ieși grămădem pentru mama, din contra, fratele și-a mai amintesc, dușești, mama se împărță cu dânsul. Da. Dar din dar se face rai, doamna da, Marina. Da, eu știu. Dumneavoastră spuneți că ați învățat de bucătar. După asta ce ați făcut? După aceea... La lucru? Atunci era că trebuie să lucrez unde te îndreaptă. Uh-huh. Și m-am îndreptat la fabrică tricotaj. Am lucrat acolo vreo 3-4 luni de bucătar și n-am mai putut să lucrez. Că deși eu eram învățată ca pe vremea internatului. Uh-huh. Iubim dreptatea. Iubim curățenia, ca să spui, când pune să fac cașa de grecică sau de orez, nu spala. Și eu îi zicem totdeauna, le spunem că acolo erau ajutoare care pentru... Da. Și spunem, da, și le spunem să spele crupile, să le pui curate. Totdeauna șefa mea era doamna Liza și zice așa, tare mult știi tu, tare așa, îmi făcea observații, nu-mi dădea premii, nu-mi dădea... Măcar că eu dovedeam să fac lucruri eu și încă ajutam la doamnă, speli și visela. Da, și n-am putut să răbd, să mă sfădesc, să mă urăsc cu dânsele și am lepădat. Da. La ce vârstă v-ați măritat? La 17 ani. Dar soțul dumneavoastră ce vârstă avea? Cu 17 ani mai mare. 34? Da. Dar cum v-ați gândit să vă duceți după el să vă... Așa prostește. Nu m-am gândit și eu n-am știut ce înseamnă măritată. Nimeni nu m-a învățat ce înseamnă și e măritat și ce spate și nu spate. Dar v-ați avut o legătură strânsă cu mama. Da, dar noi, pe secret, nu era rușine noi. Nici era rușine să gresc cu mama despre vorbi de este. Eu eram, pentru mama, ajutor, mâna dreaptă. Mama totdeauna vroie, numai lângă dânsa să știu. Că e totdeauna spune la vecini că asta ar să la bătrâneță, asta ar să marcică ar să la bătrâneță. Și așa și-a fost. Dar cu bărbatul m-am întâlnit, eu unde trăiem la gază, doamna a venit într-o bună zi, și în sara aceea, și îi spune, marcică, pe tine te așteaptă la poartă un soldat. Dar în vremea aceea nepotul, băietul, sora mea, Dumnezeu să-i ierte, făcea armata. Uh-huh. Eu am gândit că el a venit. Și am alergat fără lunină, era întuner, l-am acoperit, și când acolo era bărbatul. Dar eu mai știam că el vine la zonă, la odă, acolo la mama, unde mama lucra. Dar mama dumneavoastră a acceptat ca să vă măritați cu un bărbat cu 17 ani mai? Nu, nu a acceptat nimeni, pentru că nici frații ei nu mă puteau vedea. Când m-am căsătorit, o jumătate de an, nu a știut nimeni de mine unde sunt eu. Eu trăiam la gazdă la dânsul și... Părinții, mama mea, frații mei, când au auzit că eu cu cine m-am căsătorit, ei s-au lepădat de mine. Nu au vrut ei nici să... Dar frații de obște, mulți ani nu m-am întâlnit cu dânsă. Am început cu dânsă, am întâlnit de când am cumpărat așa gospodăria. Dar așa eu nu eram chemată, musafirii. Chiar treceau pe lângă mine, nici nu mă cunoșteau că eu sunt sora lor. Iată așa. Câți ani ați trăit cu dânsul, doamna Marina? Cu primul bărbat? Da. 7 ani. 7 ani. Și viața ați dus cu dânsul? Rău, greu. În sfadă, în gălăjie, el tare era gelos, el tot vremea era
făcea comparații moldovanul cu Haholul. El, dacă era ucrainean, el zice că moldovenii noștri sunt buratini, dar eu nu înțelegem ce e buratin. De la pur ne lămurie că v-ați galava dereveană, îmi spune. Și a pe urmă, multe de tăte. Și când m-am divorțat, când m-am dus la șeful poliției să spun, mă jăluiem ea că așa, așa, nu trăgea atenție gumenii. Pe urmă m-am dus la Ministerul Nutriției din la Chișinău. La Ministerul Afacerilor Interne. Da. Am fost acolo, m-am plâns, am spus tăt și când s-a început războiul, în 90 ori când s-a început în Pristrovie, el era în poliție, l-a trimis, dar el nu a vrut să ducă. Dacă nu, el zice, aș chem nevaivai tam. Și atunci i-a pus ultimatum. În timp de 24 de ceasuri să lepe de teritoriul Moldovei. Și o părăsit. Da, o părăsit sus în Iampol. Spuneți că ați avut o viață nu prea frumoasă cu dânsul. Nu. Bătut? Ați avut parte de violență? Da, 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 mult. Principalul, ultimul timp, cumpăra salam, cum era doctor, scrie asta. Și vinea acasă și mânca, el cumpăra din banii lui, el era cu banii lui, eu cu banii ei. Tăie din cârnați și rămâne, lua rigla și măsura și-o rămas. Ca să nu mâncați dumneavoastră? Da. Dar eu tăiem câte o bucățică, că fata copilului era, dacă avea 7 ani, îi trebuie să-i dau ceva să mănânci. Dar eu dacă în timp și ala, dacă nu avem salamul și ala, când vremea și ala, nu se găsă pe magazine. Da. Și când vede că îi tăie din salam, atunci se începe la noi violența în casă. Dar pe lângă bătaie, nu se dușea și la alte femei? Se dușea, ei. Aia astea, chiar au trecut pe lângă mine cu doamnă. L-ați văzut? Da. Și după asta ați pus punct la relație? Da, da, da. El, pe urmă, când am văzut că eu nu am dat la divorț, atunci el și-a făcut o chemat din poliție, dacă el lucra pe copii, care, pentru copii. Și au zis că să mă lișească materiestva. De mamă. Să vă dezăcă de drepturile părintești. Da. Și o chema și întreba pe fetiță, cu cine vrei să rămâi, cu mama ori cu tata? Dar copilul ca copilul. De ce? Că vreau cu mama și cu tata să trăiesc, mai în scurt. El așa s-a stăruit. Pe urmă, vecinii ne care trăiem, zic, de ce? Măi, ăsta e, cum așa el să zică? Că eu nu cinstem. De lucrat lucram permanent. Eram cât atâta faie de boală când fetița se îmbolnăge. Da. Și el îmi vrea să mă însânie coptelul. Dar lui nu-i trebuie așa coptelul cum îi trebuie apartamentul să-i rămâie. După divorț, cât timp ați stat singură și după care 2 ani de zile am stat. După divorț am rămas 2 ani de zile singurică. Fetița de-a mea era în clasa a doua, trecut în clasa a treia. Ați avut doar un copil cu da. El? Și v-ați făcut cunoștință cu al doilea bărbat? Da, cunoștință cu al doilea bărbat. Să spun că s-a avut așa mare dragoste, nu? Dar a fost numai de ce m-am căsătorit cu al doilea bărbat când fetița mea ne-a obirduit un vecin. Că așa vecina, așa a tișcat-o pe fetița mea de mână, că aici a rămas vânăt îndată. Și așa de tare răcnec, nu putem să închidă gura de durere. Atunci m-am apropiat, noi da, ne-am și bătut și am venit în casă, am început a plânge că, mă rog, dacă a rămas singur, n-avea copilul cine să o apere. Și întâmplător m-am întâlnit cu a doilea bărbat, cu Crășmarul Petru. Și câți ani ați fost cu el? 30. 30 de ani? Da. Cu dânsul ne-a făcut gospodărie. Ce viață ați avut cu el? E, nici rea, nici bună. Re, nu a fost și bă, că el era om stimabil, m-a stima, niciodată nu m-a numit cuvinte urâte, niciodată nu, totdeauna, atâta pe dânsul a încurcat paharul. Nu v-a bătut, nu v-a numit rău? Nu, aiesea nu. Când am ticat și am orbit, bărbatul m-a luat de mânuță, el m-a dus la... A avut grijă de avut grijă, da. Și la operație și am plătit operațiile toate, măcar am fost la România, tot am cheltuit o grămadă de bani. Bărbatul meu a luat creditul a luat pe dânsul. Da, ne-a răsplătit că am avut atunci de unii să ne răsplătim, că noi am ușit și am grămădit.
Da, și am vândut, am dus, dat tot lucrurile în lombard și ne-am răsplătit cu creditul să n-avem, să n-avem datorii. Da. Copii cu el nu ați avut? N-am avut, nu. Cum ați ajuns aici? Spuneați că ați avut un apartament în orașul Soroca. Da, am avut apartamentul. Era dumneavoastră sau soțului eu, al doilea? Nu, am eu. Uh-huh. Eu cu primul bărbat, dar tot eu l-am făcut apartamentul și ala că să avem. Uh-huh. Am avut casă în sat care am dat pe mama în casă, tot eu singur ne-am cumpărat casa. Pe urmă, mama, Niniu, că a adunat cota, am avut cotă de la mama și am vândut-o lui Cebanu pe vremea așa cu 80.000. Și aici am cumpărat casa, gospodărie. În Voloviță. Da. Că el, bărbatul meu, nu iubea la apartament, el zice câtă vreme, hai să dăm în sat, să facem ceva. Dar un frate de eu, aici unde locuiesc, e mahal cu dânsul. El a zis că ia ca uite să vinde la noi acolo mahal, o gospodărie bună, dacă vreți, ca așa, așa. Și noi când am venit ne-am împăcat, ne-a plăcut aici, ne-a plăcut locul, ne-a plăcut, nici tare mai mult ne-a plăcut florile. Că avea femeie și doamna și așa frumoase flori o gradă, atâta, aia asta. Și eram aproape de fratele meu, că noi totdeauna eram împreună. Doamna Marina, ce era când ați venit dumneavoastră aici și ce ați făcut? Că văd că aveți o gospodărie destul de frumoasă. Și era ridicată numai casa, aici era în partea și baia, toate aici le-am făcut noi cu bărbatul. Dar aici era, n-avea peretele numai cât era clădit. Mm-hmm. Noi am făcut așicăturit, noi am pus faianță pe, la bucătărie. Am pus pe podeală, am făcut bucătărie, apă am adus. Pe urmă am făcut încă o cameră, baia, și la baia acolo n-am dovedit. Bărbatul n-a dovedit că a decedat. Tot și din banii dumneavoastră munșiți și economisiți? Munșiți, cinstit. Da, munșiți, cinstit. Când a fost cu Bișnița la România, îmblam. Când a fost la Moscova, la Moscova îmblam și lucram. Când am lucrat la Moscova, aproape 10 ani, bucătari într-o solovă la tipografie. Uh-huh. Da, eu am avut acolo un noroc mare că mi-a fost doamna care era proprietarul bucătăriei și ea. Da, și ea când a văzut că eu cum fac mâncarea repede și cu degustoasă, că e de la, avea 15.000 pe zi vârucica e asta. Da, da, da. Eu când m-am dus la lucru, când am început a lucra, la dânsa s-a ridicat până într-atâta, câte, avea câte 100.000 pe zi. Că de prin prejurul găteați bine. Gătem bine, hrănim 367 de talibani, mm-hmm, care lucrau în noapte. Le făcem pe noapte mâncare, 370 de porți le făcem. Doamna Marina, revenim la problema dumneavoastră de sănătate. Îmi spuneați că în 2020 ați orbit de am tot. Am orbit. Ce s-a întâmplat? Cum v-ați pierdut vederea? Am venit acasă din Italia. Ați muncit acolo? Am muncit acolo, da. Și am venit acasă să fac vaccină, că acolo nu-i făcea vaccin și nu m-a putut lăsa stăpânii să lucrez mai departe. Era în perioada COVID-ului. Da, în perioada COVID-ului. Și am venit acasă, m-a rugat să-mi fac un certificat da, de că am primit COVID, dar nu a vrut doctorița, au zis că nu, că noi nu putem să facem așa, dar ei doar știu că eu sunt bolnavă de sahar, diabet. Uh-huh. Și eram, nu, eu gândesc că nu trebuie să-i facă nie vaccin așa atunci. Dar ei din contră m-au convins că vaccina să mă protejeze de boală. De COVID. Da. Și ne-a făcut atunci vaccina și pe loc ne-a stat o durere de cap și ne s-a pus o ceață pe ochi. M-am dus și am zis la doctor, de a zis că așa trebuie, că la alții are reacție, dar la alții nu are reacție. Uh-huh. Și a zis că asta azi, mâine și azi treacă. Dar el, dintre aceea vaccină, nu ne-a mai trecut. Eu stat mai rău cu ochii și pe data de 2, de ziua mea, asta s-a întâmplat 2 februarie. Data de 2 februarie mi-a stat rău noaptea. M-a început a mă durea o suratare ochii, m-am sculat de durieri și când m-a uitat pe ea era tot ud, de la lăcrimi, curge lăcrimi de ochi. Atunci m-am dus la doctorul nostru din Soroca, la doamna Zina.
Și am spus ea că așa, ne-au dat niște picături, picături și el nu m-a ajutat. Atunci am cerut îndreptare la Chișinău. Ne-au dat îndreptare tare târziu, tot am așteptat, că va trebui și ca să mă chemi. Eu o zis că a scris scrisoare și a să mă chemi. Și de chemat nu m-a mai chemat. Atunci bărbatul m-a luat și m-a dus la Chișinău. Am trecut la... Eu eram la evidență la spitalul Crepor. Acolo era tot, când intrai la spital la reabilitare, apoi trecem comisia. Și acolo ne-au găsit că la mine slabă vedere de la sahăr diabet. Și m-a pus la evidență ca când. Și când m-am dus și am trecut un control, dumneavoastră ei îndată la urgență m-a trimis la spitalul Republican. La spitalul Republican m-a consultat și a zis să vin pește 2-3 săptămâni la injecții, la un spital privat. Am venit, dar cu durere, am dat mie ticăram, ticături care ne le-a scris doamna, ne le picuram și am venit peste 3 săptămâni și ne-am făcut injecții, dar avem tensiunea la ochi 67. Și eu n-am știut să le spun că, dar ei trebuie eu să știu. Ei trebuie să vă verifice da, întâi de a să da. Da. Și doamna acolo ne-a făcut injecții în ochi și a zis că cu injecțiile astea Avustin, 3300 și 30 de lei costa injecția. Și ne-am făcut injecții, două într-un ochi și două în altul ochi. Și când ne-am făcut injecții, când m-am dus, eu m-am dus, vedem. Nu vedem așa cum trebuie, dar totuși era în ochii mei ziua. Și m-am dus de urgență la dâns și le spun, eu după injecțiile astea am pierdut vederea total. Atunci eu sunat la șefă și eu spus și cum, și au zis de urgență să mă duc la policlinică, la policlinică, să iau îndreptare și la spitalul Republican. Da, da, da. M-am dus la spitalul Republican, acolo m-am mai ținut vreo două zile, până au trecut iar niște controle și m-au luat să-i fac operații. M-au luat să-mi făcut operații de glaucomă, tensiunea. Foarte greu operație, foarte dureroasă. Când eu făcut operație, să injecție, anestezie în tâmplă, atunci de la injecțiile cele am pierdut și mult, nu țin, n-am memorie. Și după operație v-ați pierdut total vederea? După operație, nu. După operație și am venit acasă, dar nu avem așa dureri. Dar și vedem, mă uitam la televizor, vedem, nu așa tare ghine, dar totuși vedem. Da, da, da. Pe urmă, peste 3 luni de zile, undeva așa, m-a chemat să-mi fac operație de cataract, să-mi pui cristal. Și cum mi-a făcut operație, mi-a pus cristal, am pierdut totul. Totul, totul. Eu știu că dumneavoastră ați fost și psihotare. Da. Mă rog, psihotare la București. Am fost la București, da. Am fost la București, tot la o clinică privată. M-am dus la doamna, era o doamnă vârstă, o doamnă se vede că eu m-am cerut la o doamnă profesionistă de asta. Și doamna a venit, s-a uitat la mine, ne-a contrat, zice că cine v-a făcut operație? Îi spunea că așa, așa. Doamna a zis că ei s-au bătut joc de ochii matale. Cine i-a dat voie să vă facă injecții dacă aveți tensiunea 67? Că eu când m-am dus cu instigațiile care ni la... Da, 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 care le-ați avut. Da, care le-am și când au văzut, zice că cum au putut să fac injecțiile astea în ochi înainte de operație? Și ne-au curățat... Atunci ne-au curățat eu cu laser ochii și când am venit acasă, peste vreo 2-3 zile, am început iar a vedea. Vedem, eu singur atunci vedeam, eram bucuroasă de ce și vedem. Singur curățăm cartofa, putem curăța morcovi, vedem culorile. Da, ia că dacă stăm de vorbă cu dumneavoastră, vedem silueta și vedem culorile în ce îmbrăcăminte sunteți. Culorile. Principalul, eu vedem culorile. Și peste o perioadă o dispăru cu totul, da. Doamna Marina, știu că soțul anul trecut a murit. Da. El avea grijă de dumneavoastră. El a avut grijă de mine. 3 ani? Da, 3 ani de zile a avut grijă de mine. El vă lua de mânuță, vă ajuta să vă spălați? Da. El m-a scaldat ca pe un coptil. El m-a scaldat, el îmi făcea până m-a scaldat, îmi făcea ceaiul pe sară, dar îmi făcea ceai din bruieni, de liniștire. El, când m-am dus cu dânsul ultima oară, eu zis la doamnă, zice că
Doamnă, dar poate să facem așa o transplantație? Eu dau un ochi pentru dânsa. Și doamna a început a râde și a spune, dar cum crezi? Cum putem să-i desfășim capul dumneavoastră și la dumneavoastră să-i facem ochiul? Și... Atât de mult o ținut la dumneavoastră. Da, el pe mine tare m-a iubit, bărbatul meu tare m-a iubit pe mine. Și după moartea soțului, cine are grijă de dumneavoastră? După moartea soțului, un timp, după moartea lui, până în în aprilie, nu a avut grijă nimeni de mine. Da, în ce lună a murit soțul? Cum? Soțul, în ce lună a murit? În luna lui octombrie. Și din octombrie până în aprilie ați stat singur în nevăzătoare? Da. Și cum vă descurcați? M-am descurcat tare rău. Focul nu putem să fac și nici lemne nu avem. N-am avut lemne. Apă la fântână ca să mă duc, nu mă putem duce, chiar era în ghețuri, omăt. Și ca să chem pe cineva să vii să ne aducă apă, nu. Pentru că nepotul meu m-a lepădat, s-a dus la gazdă în oraș. Da. Băiatul fetii. Băiatul fetii. Și fata învață la Chișinău. Învață. Nepoțică. Da, fata dumneavoastră. Fata știhotare. S-a dus, m-a lăsat fără de dacă, fără nică mai scurt m-a lăsat. Și dumneavoastră așa, aproape jumătate de an v-ați descurcat? Da, singură mă descurcam. Atâta cât am fost, mă ducem la arogaz, aprindem arogazul, punem mâna ca să văd dacă arde. Și ne-am opărit mâinile, tot era tot cu apă. Când a venit o doamnă la mine, o vecină mai dincolo, și când m-a văzut în șehal, și eu așa eram de bucuroasă, că îi pupam mâinile, am acuprins-o și nu-i dădem drumul din casă. Doamna s-a dus la biserică și zic, tot Nina, dacă poți, cheamă-l pe părinții să vii să mă împărtășe. Că eu gândeam că n-am să ies din iarnă. Eu am gândit că n-am să mai ajung de Paște. Și am zis să ne aduc pe părinții să mă împărtășe, să mă spovedesc, măcar să mor curat înainte Domnului. Și au venit părintele, când m-au văzut în halul și ala Domnul, părintele a rămas șocat. El nu m-a putea să mă spovedească, el nu m-a putea să mă împărtășe. El îmi pare nică, eu nu mă nu vedeam, îmi pare că el plângea aici în casă la mine. Dumnealui atunci a ținut în biserică și a anunțat la lume. A anunțat că e ca așa și așa și a început a veni. A venit Doamna Sfeta la mine. O vecină de-a dumneavoastră. Vecină, trăiește pe semnul de pare. Și a venit dumneavoastră ei, de-a mi-a sunat, am o soară. Nu, dar Doamne, la nimeni așa soară să aibă. Dar cum putea fi ca dumneavoastră să vă lase nevăzătoare în situația asta, să vă lase singură? Nu știu. Nu știu. Și din aprilie cine are grijă de dumneavoastră? Cine de după Paște, doamna Svetlana ne-a dus fata ei, cu venit din Ungaria, uh-huh. Și două luni de zile a stat cu mine. Parcă îmi părie că atunci m-am născut. Dar nu eram liniștită. Tot vremea ne aducem aminte de bărbatul meu, tot vremea ne aducem aminte de obida care i-a făcut-o fata. S-o lepădat din mine copchii. S-o lepădat copchii din mine. De atâta de la bogățiile astea care nu sunt mai satru nimeni. Că eu am îngropat bărbatul meu și copchii lui nu ne-a dat o capiecă, dar m-a ajutat fata că să-l îngrop. Și-am plătit mormântarea, a făcut așa după regula noastră moldovnească. După aceea, când nu trebuie să fac documentele pe gospodărie, că gospodăria unde trăiesc, unde locuiesc, am era pe bărbatul meu. Și eu tot aici am spus la evidență, nu numai eu. Și când m-am dus să dăie refuz copchii, nu a vrut să dăie, dar ei s-o luat sunervat și au zis la stricat copchii lui. Înțelegeți? El are copii din prima căsnicie. Da, da. Eu nu i le-am luat lor pe dânsul, la dânsul. Eu pe dânsul nu l-am știut. Eu nu aștept așa, e o istorie, trebuie să povestesc. Că... Doamna Marina, dar acum cum e grijă de dumneavoastră? Am o doamnă care îi plătește 200 de euro pe lună. Și am fost la asistența socială, sunt doi femei. Asistent personal. Da, și... No, ei n-au de unde să plătească și au zis cată-ți femeie. Mm-hmm. Și am dat anunț în ziar și
sunat doamna Silvia și am acceptat-o. Am acceptat-o. Dar cine plătește? Plătește fata. Că, deși fata că de satul Volovița, asistenta socială, mm-hmm. a luat și a găsit-o pe dânsa și a sunat. Și eu spus că dacă tu n-ai să ai grijă de mama, noi să o dăm în judecată. Și nu știu, mi-a spus ea acolo și-o greu. Înțeleg că ea plătește, dar plătește cu... așa, cu... cu șudă. Că dacă nu impunea asistent social, ei nici până acum nu plătea să aibă cineva grijă de dumneavoastră. Când trăie bărbatul în eu, când trăie bărbatul, nu zic, e tare mult mă ajuta. Mă ajuta chiar de 3 ori pe lună îmi trimite bani, câte 100 de euro. Dar după moartea soțului? După moartea soțului vă spun că din spicina la copiii lui, când nu vrea să dă refuz, e o zis să aibă grijă copiii lui de mine, dar nu e. Dar și refuz? Și ce anume trebuie să refuză copiii lui? Că ca să dă refuz, să n-aibă pretenzii la gospodăria asta. Ei frică că să nu ia parte din casă. Da, și copiii nu vor să dă refuz până așa și nu știu. Nu m-a sfădit cu dânsul, dar le-am zis și eu zis că să am răbdare. Când a plecat, când a plecat fiica în Italia? La 24 ianuarie. Și cu ce gânduri, cu ce vorbe v-ați despărțit? Foarte urâte și foarte răși. Dar ce v-a zis? Da, cum să vă spun? Așa vorbe nici nu mă teșe să le spun, vă spun cinstit. Dar Dumnezeu are grijă. Și-a avut grijă de mine și încă trăiesc până în ziua de azi. A fost situație când a ridicat mâna la dumneavoastră fiica, doamna Marina? A fost. V-a bătut fiica dumneavoastră? A fost. Dar cum e posibil așa ceva? Când deja erați nevăzătoare? Da, când a fost nevăzătoare. Fiica sau și nepoță v-a bătut? Nu, ei mă târie eu, că eu am ieșit la prag și strigam ajutor. Și îi mă târie eu în toate părțile să mă aduc în casă, nu stric, să răcnesc. Dar fiica cu și v-a lovit? M-a apucat de tică. Dar de la ce? E o vorbă, îi spunem că copiii lui Petric se mătrețână și e mult împrostit cum grăie cu mine. Doamna Marina, dar și ei, într-adevăr, văd, aveți o gospodărie frumoasă, aveți casă mare, aveți o casă mai mică, un sărai, cum se spune la noi, la da, moldoveni. Da. Cui rămâne toată asta? Dar eu n-am pe nimeni, ea. Fiica dumneavoastră. Dar ea este, i-ați făcut actul de daruire sau cum? Casă, i-a făcut act de donații, cadou, ca cum s-ar spune. Uh-huh. Ca să nu poată, că eu a avut casă, dar a avut un accident și eu pus casa în sechestru, înțelegeți? Și tot la dumneavoastră a venit. Da, tot la mine a venit. Da. Și dar casa asta unde stați dumneavoastră, măcar e a dumneavoastră? Da. Nu i-ați dat-o încă ei? Nu. Asta, eu când am cumpărat gospodăria asta, am cumpărat la doi gospodari. Uh-huh. Casa de o parte și săraiul aparte. Numai noi am luat gardul dintre casă și între... ca când zicem într-o ogradă. Cum credeți dumneavoastră, unde ați greșit că fata se comportă astfel cu dumneavoastră? Cu ce ați greșit în fața ei? Greșit cu aceea că... eu cred că și aici e și jena mea. E când ni s-a plâns, eu nu o credem. Dar jena într-așeia... eu eram toată vremea ocupată cu bișnița. Nu eram acasă să văd cu ce se ocupă fata, ce are fata când era fată. Dar nu tot pentru dânsa munșeați. Tot pentru dânsa. Că e când era fată la mine, era toată vremea cu deștri, cu plini, cu inele. Cerceai-vă câteva rânduri de cercei. Dar, nu a dus lipsă de nimic. Nu a dus lipsă de nimic. Nu. Și e egoistă. De atâta că e nu l-a iubit deodată pe... soțul. Pe tatăl Vitric? Da. Nu l-a iubit deodată. Cât e de grea durerea asta, suferința asta unei mame să-și vadă fiica cum o urăște, nu sună? Apropo, când ultima dată o vorbi cu dumneavoastră fiica? O greit reșe o greit cu mine, cuvinte urâte și... ea și vă numește urât. Doamna Marina, dar dumneavoastră nu vă este frică că după acest interviu și mai tare o să răcească relația? Da, e nini tot una, eu tot una. Dacă s-a răși. Și e și ni-i scris. Pentru că
cât poți să taci? Eu nu pot să zic, eu vreau să-i spun ea, ca să mă înțeleagă. Eu pe dânsa iubitul și o iubesc ca pe copil. Nu ca altfel, dar ca pe copil o iubesc pe dânsa. Cu toate că v-a făcut suferit? Da, da, ca toate ne-au făcut suferit. Dumneavoastră probabil nu, probabil, nu vedeți dumneavoastră, dar în fața dumneavoastră, eu să, da, mă întorc așa ca să vă dați seama unde sunt, este camera. Probabil ea de acolo din Italia o să privească acest interviu. Sunt lucruri sau este ceva care ați dori să-i transmiteți și nu aveți posibilitate în față să-i transmiteți. Aici este camera unde eu, se aude vocea mea. Eu vreau să spun așa, să-i transmit, că când îi spun eu ea, să mă înțeleagă, că eu nu vreau ei rău, dar dacă îi spun, înseamnă că nu îi spun cu rău, dar îi spun ca să înțeleagă și ei și îi spun eu ei. E pe copiii ei, îi înțelege și îi apără, dar ei nu știe ce își faci și ei nu spun ei tă drept, dar a să vie vremea cândva, că ar să înțeleagă, dar și bă târziu. Târziu. Eu dacă am spus că băietul a făcut o greșeală și am spus-o, dar eu zic că eu sunt negativ, eu le vreau rău lor. Și așa și mă numesc pe mine, negativ. Și din spricina la asta, nepoțica mea nu vine la mine, că eu sunt negativ. Fata îi sună în ea, deci că de câte ori îi sună în ea, de atâtea ori e prinește negativ de la mine. Te-a stau în casa dumneavoastră. Ei, asta-i tot. În casă-i tot și este tot a ne-a fost. Și covară, și stencă. Stencă așa e bucșit cu posudă bună. I-a lăsat tot ea. Ați fi în stare să o iertați pentru ceea ce faci e cu dumneavoastră și cum se comportă? Nu știu. I-am iertat-o, dar tot una rana nu se mai tămăduie. Știți? Deci că tai o hrincă de pâine și s-o pui înapoi să o lichești, nu se lichește. Doamna Marina, e greu când știi că ai un singur copil și la bătrâneță aveți parte de o astfel de viață. Da. Ce vârstă aveți dumneavoastră? 63 de ani. Să fiți sănătoasă. Mulțumesc. E greu. E greu într-așeie că, în primul rând, că e pe mine, nu mă înțelege. Eu, greșeala, da, o știu, o mare greșeală s-a făcut la noi în familie. Dar tare multe ori ne-a cerut eu iertare la dânsa. Dar dumneavoastră, nu vă temeți că după acest interviu ea nu o să mai vrea să-i plătească femeii care are grijă de dumneavoastră și o să rămâneți singură? Mă tem. Dar eu atunci femeia ar să ducă. Domnul Andrian, eu spun la tot lumea să mă audă, tot pământul, tot Europa să mă audă. N-ar să o plătească, femeia ar să ducă. Dar eu atunci am să-i fac sineucid. Eu vă spun serio, am să-i fac o insulină și am să mor. Nu vorbiți așa. Așa mă spun cinstit că așa ar și mă. Asta la mine de mult cap e de mult. Că alte șări eu n-am. De operații nu vreau să-i fac. Că dar de unde? Da, eu cred că dar de unde. Dar eu vreau să văd cu ochii ei. Vreau să văd. Dacă aș fi de eu n-aș așa aveam nevoie de ajutorul ei. Niciodată n-aș avea de ajutorul ei. Știți? Ia că și... Eu mă grăiesc să ni s-a uscat și gura și gâtul și vă spun cinstit, da, mă doare sufletul, mă doare inima, cu asta o audă o lume întreagă, dar așa este, las înțeleagă, eu iert, las mă ierte și e pe mine, las mă aibă și e pe mine de mamă, dacă vreau și mă, dacă nu vreau și am, să aibă și mamă, lasă-i spui că nu ești mamă, cum ce e, ești un hoit în puțet. Fica dumneavoastră așa vă spune. Am zis că mă mănânci germi. Poate vine vremea și când am venit acasă mă găsă mă mâncând germi. Lasă mă găsească. Dar eu nu mai pot ieși în mine că atâta rău, atâta e greu pe zâmbi că n-am cu spăprâi. N-am frați, n-am surori, n-am părinți, n-am pe nimeni. N-am pe nimeni cu spăprâi, dacă mă fără ea, ea nu mă înțelege la grea. Eu știu ce o să vă facă dumneavoastră mai optimist. Știu că aveți o șansă
ca să vă reveniți cât de cât, să vă readușiți vederea. Da, da, cum ar ajuta am în lumea, că n-am de altă parte de nisier și nici mă ajute. Dacă m-ar ajuta am în lumea, că să-mi pot face să grămădesc masa, măcar pentru un hoț. De ce sumă aveți nevoie? Eu am nevoie pentru un hoț. Operația costă 5.000. Doar la un ochi. La un ochi, da. Și restul care mi-a trebuit pentru instigare, pentru drum. Jura, pentru... 13.000 euro. Da. Unde se face operația? În Turcia? În Turcia se face operația, că eu am trimis toate instigațiile astea. Am găsit pe internet o femeie care ușesc cu mine, Nastea. Ea era tare deșteaptă în internet. Rugă să zici că tante Marina, este posibilitate, hai să trimitem. Și o trimis în Turcia. Așa, eu venit un răspuns de la o doamnă și o zis că costă undeva în jur la 50.000 de. Zici că este e prostie. Dar m-am bucurat că o zis că este așa posibilitate. Pe urmă, Nastea a mai găsit altă clinică. Am trimis toate instigațiile astea, au făcut o ședință și au concretizat toate ce era acolo. În jur la 10, 12, 13.000 da, de euro. Și au zis că are posibilitate, că am posibilitate să văd cu ochii, tare ar vrea să văd. Tare ar vrea să văd măcar ultima oară, să văd soarele. Să-i văd florile în grădină, să văd când îi florește copașii. Eu știu că sunt oameni cu suflet mare, de când realizezi astfel de interviuri, știu că sunt oameni cu suflet mare, doamna Marina. Oamenii mă rog, eu tare mă rog la lume, tare mă rog la oameni cu suflet mare să gândească să mă poată ajuta și mă rog la Dumnezeu, tare mă rog. Gata, dumneavoastră, liniștiți-vă și eu vin cu un mesaj către cei care îmi privesc, dacă aveți posibilitate să întindeți o mână de ajutor, doamnei Marina, la ce număr să vă găsați? Ca să vină direct oamenii sau să vă contacteze? Numărul telefon? 06 8 11 69 42. Cei care sună de psihotare, luați prefixul plus 373 sau o găsiți pe doamna Marina în satul Volovița, raionul Soroca, Marina Crâșmaru. Crâșmaru. Eu vă doresc putere și nu plângeți. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Andrian, și vedeți Dumnezeu care, sănătate. Le mulțumesc celor care ne privesc, iar dacă aveți istorie de viață, îmi puteți scrie pe rețelele mele de socializare. Iar acum prioritatea este ca să o ajutăm pe doamna Marina cât uși de cât să-și întoarcă vederea. Vă doresc numai bine de aici, de la Soroca.